17 aprilie. Pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Simeon, episcopul Persiei. În timpul împărăției răului împărat Sapor, acest Simeon a fost schingiuit pentru Hristos împreună cu încă alți doi presbiteri, Audel și Anania. Eunucul împăratului, Ustazan, cel care mai întâi se lepădase de Hristos, dar mai apoi, la mustrarea lui Simeon, se pocăise cu amar, fusese executat înaintea lor. Împreună cu Simeon, la locul de ucidere, au mai fost duși încă 1000 de creștini. Simeon, în mod intenționat, a rămas la urmă ca să fie el cel din urmă dat morții. El a făcut aceasta ca să-i întărească pe creștini, ca nu cumva aceștia de frica morții să se lepede de Hristos. Când presbiterul Anania și-a plecat capul pe butuc, tot trupul lui a tremurat. Husic, un funcționar imperial, care în ascuns era și el creștin, a început să-l întărească pe Anania zicându-i: "Nu te teme, părinte, ci închide doar ochii și fii tare, și Domnul te va binecuvânta cu vederea luminii celei cerești." Zicând acestea, Husic a fost imediat depistat ca fiind creștin și acuzat atunci pe loc în fața împăratului. Și Husic și fiica lui, Fecioara Aschitria, au fost munciți și omorâți în chinuri cumplite de însuși împăratul. După ce Sfântul Simeon și-a văzut turma încheiindu-și cu cinste viața pe acest pământ, i s-a tăiat și lui capul. În anul următor, în Sfânta Vineri a Patimilor, a fost omorât pentru Hristos și eunucul iubit al împăratului, Azat, iar împreună cu dânsul încă 1000 de alți creștini. După aceste ucideri, împăratului i-a părut rău de eunucul lui iubit și a încetat să-i mai omoare pe creștini. Toți acești mucenici și-au luat cu cinste cununa vieții între anii 341 și 344. Pomenirea Sfântului Acachie, episcopul Melitinei. Acest Sfânt Acachie a adus o viață de mari nevoințe monahicești în locul nașterii sale, adică în cetatea Melitina din Armenia. Veșnicul într-o pomenire Otrie, episcopul acelui loc, care fusese unul din părinții de la soborul al doilea a toată lumea, de la Constantinopol, din anul 381, l-a hirotonit preot pe Acachie. După moartea lui Otrie, Acachie a fost ridicat de obște, cu o gură și un glas, episcop în locul lui. El a participat la rândul lui la sinodul al treilea a toată lumea, de la Efes, din anul 431, cel în care a fost dat anatemei Nestorie, care hulea pe Maica lui Dumnezeu. În acest sinod, Sfântul Acachie împreună cu Sfântul Chiril al Ierusalimului au luptat cu râvnă pentru păstrarea purității ortodoxiei. Sfântul Acachie era plin de darul Duhului Sfânt și era făcător de minuni. După o viață plină de fapte ale râvnei pentru Sfânta Credință, Sfântul Acachie a adormit cu pace în anul 435. Pomenirea Sfântului Agapit, papa al Romei. Sfântul Agapit a fost trimis la Constantinopol la împăratul Justinian de către Teodot, regele goților, spre a-l convinge pe împărat să nu mai pornească campanie militară împotriva goților. Pe drum, Sfântul Agapit a vindecat complet un om care era și mut și olog. La Constantinopol, Sfântul Agapit a fost părtaș la întărirea ortodoxiei. El a adormit cu pace la anul 536. Pomenirea Sfinților Cuvioși, Savatie și Zosima. Acești sfinți cuvioși, Savatie și Zosima, au fost împreună întemeietorii opștii de nevoitori din insula Solovski, din Marea Albă. Mulți sfinți s-au proslăvit în mănăstirea Solovski. Sfântul Savatie a trecut la cele veșnice în anul 1435, iar Sfântul Zosima la 1478. Cugetare. După sinodul al patrulea ecumenic de la Calcedon din anul 451, ereticul împărat Anastasie i-a alungat în surghiun pe patriarhii ortodoxi Ilie al Ierusalimului și Flavian al Antiohiei. Într-o zi, cei doi patriarhi au avut în duh aceeași vedenie, în care li s-a descoperit moartea împăratului eretic. Atunci ei și-au trimis unul altuia cuvânt despre vestea aceasta zicând: "Anastasie a murit."
Să mergem, dar să stăm la judecată cu el înaintea tronului dumnezeiesc. Împăratul a murit, iar după 2 zile și cei 2 patriarhi în același timp. Câtă râvnă pentru sfânta credință, câtă smerită nădejde în judecata lui Dumnezeu. Acești sfinți nici nu-și puneau problema vieților pe pământ. Pe ei nu-i interesa decât izbândirea sfintei credințe a adevărului lui Dumnezeu. Nici nu au zis l-am judecat pe împăratul, ci au zis să-l judece Dumnezeu. Căci șederea noastră pe acest pământ nu se face de dragul șederii, ci ea este doar răstimp de at nouă spre a face alegerea între bine și rău, între adevăr și minciună. Binecuvântați vom fi dacă ne vom supune în toate voii lui Dumnezeu și vom nădăjdui în el și în dreptatea judecății lui, căci omul în tot ceea ce face trebuie să aibă credință puternică. Acești ortodoxi arhipăstori au avut o credință puternică. Sfântul Acachie a avut o credință puternică. Odată în timpul unei secete cumplite, când pe oamenii cuprinsese disperarea, acest minunat Acachie a ieșit cu procesiune de icoane și cu popor prin cetate, până la marginea ei. El a poruncit săvârșirea Sfintei Liturghii în afara cetății, la Biserica Sfântului Eustație. După sfințirea Sfintelor Daruri, Acachie nu a voit să toarne apă în potir, după cum cere rânduiala, ci s-a rugat lui Dumnezeu ca el însuși să picure apă din nori în Sfântul Potir. Dumnezeu a ascultat ruga robului său credincios și a trimis ploaie bogată peste câmpurile uscate, precum și în cinstitul potir. Luarea minte. Să luăm aminte la Stăpânul Hristos cel înviat, la cum timp de 40 de zile după învierea a rămas pe pământ, arătându-se credincioșilor și întărindu-i în sfânta credință, la cum prin arătările sale cele de timp de 40 de zile, el a adeverit că nu pentru sine a înviat, ci pentru omenire. Predică despre minunata făgăduință a lui Hristos. Celui ce biruiește, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu. Apocalipsa 3:21. Acesta este, fraților, făgăduința lui Hristos, biruitorul asupra diavolului, păcatului și morții. Dar diavolul, păcatul și moartea sunt mai tari decât omul. Cine le poate birui? Nimeni, în afară de Hristos și de cel care rămâne tare în credința întru el, intrând în războiul contra satanei cu armele lui Hristos. Diavolul este la fel de vechi ca pământul și chiar mai vechi. Cum ar putea omul, a cărui măsura vieții se măsoară cu pendulul, să-l învingă pe cel care de mii de ani dă război veșnic omului? Cum ar putea omul muritor să fie mai tare decât ispitele diavolești, al căror număr egalează păcatele pământului? El nu ar putea nicicum, fără numai să știe că Stăpânul Hristos a biruit cele 3 tipuri mari de ispite diavolești pe muntele cel înalt. El nu va putea nicicum, fără numai dacă rămâne tare și neclintit în credința lui Hristos și alături de el, care este în afara timpului și mai puternic decât toți îngerii răi sau buni. Păcatul este la fel de vechi ca și diavolul. Cum ar putea atunci omul, a cărui viață se măsoară cu pendulul, să ocolească păcatul care ne vine din generații ca o miasmă, transmițându-ni se ca un morb contagios, încă de când e omul pe pământ? El nu va putea nicicum, fără numai dacă știe că există un om, unul și singur, care a fost liber de păcat și înainte de naștere și după ea. Acela este Hristos Iisus, Dumnezeu și omul care, prin smerenia deșertării sale într-un chip de rob și prin focul dumnezeirii sale, a zdrobit păcatul pe cruce. El nu va putea în niciun fel, fără numai dacă stă tare în credință împreună cu Hristos, care este de pe când păcatul nu era, și care este mai puternic decât toți semănătorii și colportorii păcatului. Moartea este tot atât de veche pe cât este și omul cel izgonit din rai. Cum ar putea deci omul, la cărui viață se măsoară cu bătăile unui pendul, să biruiască moartea în această groapă a lumii? El nu va putea nicicum, fără numai dacă recunoaște puterea crucii, a suferinței lui Hristos și adevărul învierii lui din mormânt. În niciun fel, fără numai dacă va sta puternic într-o credință în Hristos, atotputernicul biruitor al morții. O negrăită răsplată a celor ce biruiesc, ei vor ședea încununați cu cununile slavei pe tronul biruitorului celui mai măreț, de pe pământ și din ceruri.
Lui se cuvine slava și mulțumita în veci. Amin.